Știți momentul ăla când ajungi acasă și știi clar că la tine acasă nu mai ești singur, da? Știi clar că la tine acasă te așteaptă sufletul tău pereche. Știi clar că la tine acasă te așteaptă perechea ta. Ce să mai, asta mi se întâmplă mie acum, dar să vedeți cum arată când se mută sufletul pereche la tine. Ca să fie totul foarte natural, ia fiți atenți. Atât, atât. În primul rând ne cerem scuze că sunt un pic răgușit pentru că am cărat astea în frig. A fost foarte frig. Și oameni buni, bineînțeles, o cunoașteți, o știți, este Georgiana Năstase. Și atenție, haideți să vă arătăm un pic cum arată sufrageria mea. Haideți să vă arătăm cum arată o sufragerie, da, care, atenție, conține un dormitor în sufragerie. Practic acum, Georgiana Năstase definitiv și irevocabil, cum vreți voi să-i spuneți, uitați, avem aici și un sac, nu-i de gunoi, atenție, cu haine, da? S-a mutat la mine. Stați un pic. Cred că foarte mulți oameni așteptau imaginile astea și cred că foarte mulți oameni se întrebau, bă, ăștia nu să fie niciodată împreună. Acum, sincer, să dăm cezarului ce iar cezarului. Georgiana Năstase a apărut... iubita mea, Georgiana Năstase. Bine, acum am mulțumit să spună. O, mă, că ne așteptam, stați voi cu minți. Așa. Nu se oprește aici. Nu, stați un pic, voi vreți să opriți vlogul. Ce aveți? Început. Stați un pic, că eu vreau să vă arăt care ideea, frate. Eu am în sufrageria, în dormitorul ei. Fiți atenți. Bine, am mutat camera pe ea că m-a umplut de ruși. Asta e o problemă noastră de ceva timp. Ia tigaia, n-ai tigaia. Ia să vedem. Cum te simți acum? Că ție, practic, ți s-a schimbat clar viața, adică tu din momentul ăsta tu vezi viața de aici înainte doar alături de mine. E fain? Băi, e foarte fain. Uite că m-am zbârlit toată. Am emoții foarte mari, recunosc. Nu știu unde să mă uit în cameră la tine. Nu contează, uite-te oriunde vrei tu, pentru că e totul natural și cred că... E un vlog atât de prin surprindere încât nu știu cum să reacționez. Vezi că oamenii vor aprecia foarte mult chestia asta, pentru că e totul atât de natural. Gândește de câți oameni arătau chestia asta. Pentru că aici este un haos. Uitați-vă cum arată hainele ei. Aici e un haos complet. Deci în momentul de față... Trăiască traistele de rafie. Atât. A few moments later. Iubi, am chef să mă plim. Deci cu chestia asta cu Iubi. Bine, am început să mă obișnuiesc. Da, în fine. Uitați-vă. Știți cât este ceasul? Haideți să vă arăt cât este ceasul. Ca idee să vă arăt, să vedeți și dumneavoastră cât este ceasul, oameni buni. Da, este ok. Iubi se plimbă prin casă. Bine. Și noi la ora asta filmăm acest vlog. Da. Bun, ce cum crezi? Cum te obișnuiești tu? Stai puțin cu mine în casă și cu o femeie. Prima dată că stai cu femeie în apartamentul tău aici. Adică... E un pic cam ciudat să spui cum o să te obișnuiești, pentru că oamenii deja știu. Tu stai la mine de ceva timp. Totul s-a întâmplat foarte natural. Noi nu ne-am propus... hai să ne cunoaștem, hai să încercăm, hai să vedem. S-a întâmplat și atât. Adică, băi, frate, pur și simplu s-a întâmplat. Aici este Georgiana cu caricatura Georgianei. Fake. Da? Iar aici aveți un mesaj descifrat și în limba engleză. Nu? Așa. Totul s-a întâmplat foarte natural. Da. Nu s-a vorbit absolut nimic, nu s-a stabilit absolut nimic. Și ne-am dat seama că, băi, frate, hai să fie ceva real. Nu mințim cu absolut nimic, ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru altul. Asta credem cu tărie în chestia asta. Simțim. Și simțim, da? Și ne dorim în continuare să nu doar să ne iasă nouă personal, cât să iasă pentru voi. Cât să iasă pentru voi și în momentul ăsta am preluat și eu conducerea, știu că sunt cu ruși. Asta e când ai o fată în casă și când te pupă, bă, și te pupă. Pentru că e pupăcioasă și când te pupă, ești foarte pupăcioasă. În momentul ăsta, vă spun sincer, ca și băiat, bă, te simți împlinit. De ce? Pentru că trebuie să recunosc, mulțumesc părinților și bunicilor pentru tot sprijinul și ajutorul pentru că am această casă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am adus în casă o fată, da? Și că am adus în casă o fată care are aceleași valori ca și mine și asta mă bucură foarte mult. O fată cu care mă înțeleg și cu care sper că voi putea crea ceea ce visez. Și anume, visez să creezi ceva grandios, visez să creezi ceva pentru noi, în primul rând, nu vreau să fiu penibil, pentru noi, iar ulterior să vă bucurăm și vouă sufletul, dacă se poate. Pentru că nu putem să ajungem la toată lumea, știți și voi cum funcționează.
Și mie îmi place să vorbesc așa, real. Și mi-aștept dulapul pentru că în momentul de față eu nu am unde să-mi țin hainele, vă spun sincer. Hai să le arătăm unde țin hainele. Dacă toți suntem pe real. Unde și oamenii ne apreciază pentru asta. Hai să fac dulapul. Țin hainele. A ajuns să scârțe de când am folosit. Nu, să vadem. Uitați unde țin hainele, da? Hainele mele sunt sub canapea. Sub canapea, da? Bine, a ajuns să scârțe. Și mai ai undeva în dormitor. Ai și tu un dormitor în spațiu. Ăsta care acum este dormitorul nostru, a fost dormitorul Georgianei. Stați un pic să tragem aici, că aici... Nu, e ordine, nu cum să zice, adică... Ce să mai... El, dacă se mută acum, s-a creat, chiar s-a creat ordine acum, deci... Și ne-a lăsat aici acest tamburel, vă spun sincer, este special creat ca să-mi iau tricourile. Aici sunt o parte a tricourilor pe care le am, o parte a hainelor pe care le am și le dețin pe o persoană fizică. Așa, ăsta este locul meu și atenție, doamne! Acesta este locul Georgianei. Vai, dar ce ordonate sunt. Deci uitați ce ordonată este Georgiana și îmi place lucrul ăsta. Astea sunt hainele pe care ea le-a ținut la mine în momentul cât a stat pentru colaborare și cât a fost practic partenera mea de apartament. Atât. Da? Iar ulterior, că am transformat noi tot într-o relație, a venit natural. Dacă vreți să vă povestim un pic așa din experiența noastră, în momentul de față este foarte mișto. Împărțim acest pat împreună și credeți-mă că mai mult îl împarte singură. Deci eu îmi doresc să împart patul cu ea, eu chiar împart partea mea și haideți să vadă cum dormi. Vreți să vadă? Haideți să vadă, că oamenii știu că ne iubesc și vor să vadă acest aspect. Bine, luăm această cremă în pat. Tu trebuie să mergi acolo, da? Bine, să trăiești. Echipa tehnică s-a mutat. Echipa tehnică, stați așa, că nu bani, că arată frumos, de ce să... Deci, îmi tremură camera dacă mai faci să râd. Suntem în renovare și normal, renovare, reorganizare, nu renovare. Suntem în reorganizare. Dragul își doarme aici. Dar unde? Credeți că dragul și are jumătatea lui? Nu. Ba, da, eu sunt jumătatea ta. Asta e altă discuție. Când vorbim de pat, Dragoș, doamne aici, și să știți că sunt mulțumit. Sunt mulțumit. Bine, recunosc, mai am momente când îmi petrec jumătate de seară în sufragerie, da? Și asta pentru că, sincer să vă spun, eu merg la baie și mă gândesc câtă comod e să stai, să nu te pingă nimeni. Că eu dorm aici. Uitați-vă pe spațiu. Georgiana, cum te simți la mine cu atâta spațiu? Zici sincer. Lăfăită. Ați auzit, da? Îmi place outfit-ul tău. Da, da, ăsta e eu. Păi nu, uitați-vă pe fața mea și voi probabil o să spuneți, bă, dar tu erai bad friend, ne-ai făcut ăla. Nu, sunt obosit. Georgiana, spune câteva cuvinte și cum crezi că îți va influența viața sau dacă îți va influența viața? Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă. Eu sunt o fire optimistă de fel și atunci nu am decât, nu știu, gânduri și trăiri în sensul ăsta că totul o să fie bine, totul va fi bine, totul este bine. Nu vreau să intru în profunzim pentru că eu sunt mai profundă și uneori nici eu nu mă înțeleg cu profunzimile mele. Și s-ar putea să plâng. Și s-ar putea să plâng eu și după și voi și nu despre asta este vlogul ăsta. Ok. Bine, ia, ați văzut cum e drumul la atelier? Un buton, dar nu vă arăt care m-a ajuns butonul ăla, știți? Da, eu vă mulțumesc frumos, oameni buni, că apreciați sinceritatea noastră și, nu știu, că suntem reali. Eu asta vreau să oferim în online, cum de altfel și Dragoș a spus același lucru și mă apuc de treabă, că trebuie să dorm puțin. Da, ca și idee, noi nu știm pe ce canal va fi pus acest vlog. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat. Indiferent de orice urmăriți și canalul Georgian Năstase și Dragoș Dado și pe Instagram like, și pe TikTok. Like, subscribe, comentarii. Rămâneți alături de noi pentru că vă promite că vă vom oferi același bun simț cu care v-am obișnuit. Promitem că vom oferi calitate. Indiferent pe ce canal va fi pus, dați follow și la Dragoș Dado și la Georgian Năstase și pe TikTok și pe Instagram, pe peste tot. Pentru că oameni buni, suntem oameni cu suflet bun și atenție. Producem ce trebuie și de ceea ce online-ul are nevoie. Nu știu dacă am zis corect, ba da. Dar este ora 2. V-am pupat. Cu maxim de respect, Dragoș Dado și Georgiana Stase. Mă înclin.